Real pe 17 aprilie e cel mai important meci din campionat. Ai emoții? Emoții? Da, este un meci important în care cred că ambelor echipele le trebuie victoria. Va fi o bătălie foarte bună și sperăm noi ca din această bătălie să ieșim noi învingătorii. Care e atuul Șerifului? Prin ce este puternică această echipă? Da, Șeriful a arătat an de an că este o echipă bună, puternică. A luat titlurile de campioane practic în fiecare an și cred că ca organizare, ca echipă, este una foarte bună. Ți-i minte că ai marcat în contra Șerifului și când a fost ultima oară? În campionat cu Veres, primul meci. Am bătut 2-1 la Vadlui-Vodă. Am marcat din lovitură liberă și am bătut atunci 2-1. Împotriva cărui fundaș de la Șerif ți-a fost cel mai greu să joci? Bine, toți fundașii sunt fundași foarte buni. Nu pot spune acum cu care a fost mai greu. Toți fundașii de la Șerif sunt buni și de aceea nu pot să spun de cineva în parte. Cum ți se par adversarii Dacia în lupta pentru titlul? Milsami sau Șerif e mai tare? Bine, mi-a plăcut, ne-am uitat la meciul cu Milsami Șerif și echipa Milsami a arătat că e mai bună și mai puternică la momentul de dat. Este interesant fiindcă campionatul se joacă, sunt trei echipe care se bat la titlu și de ce cred că va fi tot mai interesant. Dar cred că toate trei echipe au șanse egale.